înțelea veni la Propolani. Da, dar iată, într-o bună dispoziție ca niciodată. Deci am început bine, să spunem așa, nu? Starea de bună dispoziție a voastră mă inspiră și pe mine. Așa că punem repede la treabă. Și te ați uitat să spuneți ceva. Să nu uitați să dați like sau share. Vedeți? Asta e important. Așa. Tema pentru acasă. Clasa a 10-a. Clasa e, mai durează un pic. Un pic mai mult. În 6 ani. Da. Bine, aproape. Clasa a 5, putem spune. A 4-a. Cine începe? Începe Ștefania, da? Menționați fel de unghiuri, sunt în figura de mai jos. Aha, desfac figura asta, da? Ce fel de unghiuri sunt în figura de pe jos? Iați așa. După care vine o formă cam așa. Cam așa. Și iar așa. Și... Am văzut. Așa. Așa? Atât. Da. Așa văd eu până aici. Deci, un unghi, alt unghi aici. Am văzut și încă un unghi. Și aici, aici îl facem un pic ca să fie mai ușor de văzut. Cam așa să facem. După cât văd eu în carte. Deci, ăsta și ăsta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Și trebuie să spunem în dreptul lui 1. 1, ce fel de unghi este? Drept. Ștefania. Da, drept. Drept, da? Da. Deci drept. 2. Da. Dar tu le-ai spus odată. 3. 8, da? 8. Apoi 4. Ascuțit. Da? Ascuțit. 5. Ascuțit. Și 6 ascuțit. 6. 8. Da? 6, 8. Și 7, 8, 8. Ce înseamnă 8? Eu, cu un unghi mai mare de 90 de grade. Da. Deci când unghiul depășește 90 de grade, măsura lui mai mult de 90 de grade, da, se cheamă 8. Când e mai mic decât 90 de grade, se cheamă ascuțit. Și când este chiar 90 de grade, se numește unghi drept. Așa. Pe urmă, treiul sau care ai avut? Da, așa. La 3 spune așa, ordonați crescători în grile următoare, scrie în caiete, caiete numerele care le corespund. Da, dar aici nu mai trebuie să desenăm. Eu zic că trebuie să desenăm ca să vadă și cei care vizitează, da? Deci, un unghi așa, apoi unul notăm pe asta. Da? Figura 1. Să ordonăm crescători, așa ne spune. Unghiul 2, unghiul 3, unghiul 3, patru, ordonați crescătorul unghiilor următoare, scrie în caiete numerele care le corespund. Eu spun eu.
tema lui Ștefanie, urmărim și voi contraziceți dacă nu spune greșit, da? Da. Așa. Un lord crescător. Deci crescător, adică cel mai mic la început și pe urmă, cum credeți voi că sunt în ordine așezat? Primul este figura 1, ascuțit. Deci unghiul 1, da? Da. 1, apoi. Deci, acolo... Unghiul 1 e mai mic, da? După 5. După aceea 5, așa pare. Între ăsta și ăsta pare că ăsta e mai mai mic, da? 5. Așa, apoi 4. Apoi 4, da. 2. Apoi 2, corect. 3. 3, da. Și după 6. După aceea 6. Voi aveți ceva împotrivă? Nu. Nu? Este corect făcută ordonarea asta. Apoi, desenați o linie frântă închisă. Frântă închisă. Pătratul. O linie frântă închisă. O linie. Să fac eu? Să vezi. Ce faci? O linie frântă închisă. De exemplu, pătratul. Desenați o linie frântă închisă, da. De exemplu, pătratul. Pătratul este triunghiul. O linie frântă închisă, da? Dreptunghiul. Triunghiul. Da, triunghiul. Nu? Da. Triunghiul. Deci, octogonul. O linie, trebuie o să fie dreaptă linia. Octogonul. Că, da, să nu fie curbată linia. Da, deci asta înseamnă. O linie frântă închisă. Asta. Apoi ai spus pătratul. Nu? Da. Dreptunghiul. Dreptunghiul am spus aici, nu? Pătratul care este? Așa în care toate laturile sunt egale, da? Octogonul. Sigur, poți să mai fac alta? Mai e una. Alta? Paralelogramul. Paralelogramul, da. Da, și asta numai că... Trapezul. Așa, deci paralelogramul. Iată asta. Poți să fie un trapez? Asta este paralelogramul. Apoi mai este trapezul. Și rombul. Și rombul. Rombul, paralelogramul să-l fac un pic să fie deosebit. Că dacă le fac toate egale, un paralelogram în care toate laturile sunt egale, este romb. Da? Deci, iată, dacă îl fac așa și am în vedere ca toate laturile să fie egale, paralelogramul în care toate laturile sunt egale, sau două altfel spus, două vecine sunt egale, este romb. Da? Așa se numește romb. Deci rombul, romb, ăsta se numește paralelogram. Da. Trapez. Pătrat. Dreptunghi. Dreptunghi. Și triunghi. Și triunghi. Da. Arătați-mi ce fi un trapez isoscel. Un trapez isoscel. Ce înseamnă un trapez mai întâi? Eu. Un trapez. Are... Știu cum se face, da. Știu cum se face trapezul. Dar ce are el? Calitatea lui importantă, zi. Are baza mică, paralelă, opusă, cu... Are două laturi paralele. Da, așa. Pe scurt, da. Două laturi paralele, da? Deci trapezul are două laturi paralele. Asta și în cauta. Uite așa. Deci două laturi paralele. Și mari și două neparalele. Adică asta și asta altă. Deci trapezul este patrulaterul ce are două laturi paralele. Da? Și alte două neparalele. Ăsta două, dacă le prelungesc, sigur se întâlnesc. De ce zicem neparalele? N-ați făcut-o. Dar n-am executat comanda ta. În condițiile în care ăsta două neparalele sunt și egale, adică așa, aș desenat, cât asta se ridică, asta se numește trapez isoscel. Ăsta este un trapez oarecare. Da? Trapezul oarecare, iar trapezul isoscel are cele două laturi neparalele egale. Hai să mai vedem încă o dată. Poți să mai fac una? Mai e o figură? O, ia să vedem ce figură. Spune, poți să fac? Da, da. E că nu este o formă geometrică. Așa să fac și eu. E bună? Nu-i putem da un nume, da? Știu, deci, bă, da, știu cum se numește. Deci triunghiul, triunghiuri,
da? Trei unghiuri, da? Profu, da. Eu știu numele, este un poligon. Da. Poligonul înseamnă... Da, dar are o particularitate aparte aici. Deci poligonul acesta, dacă prelungim unele din latura, latura asta, dacă o prelungim, se întâmplă... Deci dacă prelungim latura asta, îl situează într-o singură parte. Dacă o prelungim pe asta, intră și în interiorul poligonului acesta. Dar poți să arăți și un lat. Da. Numai cât vreau să-mi termin ideea, da? Da. Se numește așa. Poligonul acela care are calitatea că atunci când prelungim o latură să-l situeze de o singură parte, cum ar fi la dreptunghi, cum ar fi la triunghi, cum ar fi la pătrat și așa mai departe, orice latură am prelungi, îl plasează pe el într-o aceeași regiune. Adică latura asta împarte planul ăsta în două regiuni și aici stă de o parte într-o singură regiune, stă cine? Poligonul respectiv. Dacă poligonul are calitatea asta pe care o pus-o nea în evidență, dacă descoperim o singură latură, una singură, pe care dacă o prelungim, să taie în interior, să taie în interior, uitați așa cum e latura asta, sau cum e latura asta, taie și în interior, și mai departe, și asta taie în interior, are mai multe laturi care taie în interior poligonul, se numește concav, poligon concav. Concav? Concav. Ăsta se numește convex. Poligonul acesta pentru că situează într-o singură regiune. Deci tu mi-ai făcut aici un poligon concav, da. Se numește, da? Poligon care are mai multe laturi. Da? Da, bun și-a scurtit. Da, da, și-a scurtit, da? Asta se zice, m-a scurtit. Da. Salinia cu... Trebuia să-i fac un cap. Deci, tu pur și simplu ai făcut o linie frântă, nu? Curvă, o linie frântă și așa fel încât să iasă o chestie care cu mai multe laturi. Și să fie închisă. Da. Și ai nimerit un poligon convex, da? Concav este cel care se situează într-o aceeași parte. Bun. Acum, ne-am întins cu discuția aici, mai multe lucruri am aflat. Eu aș vrea totuși să mai reluăm un pic. Triunghiu câte laturi și câte unghiuri are? Triunghiu are trei unghiuri și trei laturi. Foarte important. Trei laturi. Trei laturi. Adică trei mușchi. Da? Trei laturi. Nu. Laturi le numim. Trei laturi și trei unghiuri. Da? De-aia zicem trei unghi. Trei. Da? Da. Trei laturi și trei unghiuri. Triunghiul poate fi de mai multe categorii. Am mai vorbit noi așa. Triunghiul acela... Se împart triunghiurile după laturi și după unghiuri. Deci după două calități. După unghiuri întâlnim triunghi care au un unghi drept. Triunghi drept. Cum se numește triunghiul care are un unghi drept? Dreptunghi. Așa. Iar dacă are un unghi obtus, se numește obtus unghi. Iar dacă are un unghi, toate unghiurile ascuțite, ascuțit unghi. Deci, hai să le notăm și noi. Deci, triunghiurile le categorisim după două calități. Le putem împărți. Deci, după două criterii, să le spunem. Da? Clasificarea triunghiurilor. Să vă rămână așa. Ca o... Deci mai dați o dată. Da? Deci deci spunem clasificarea triunghiurilor. Da? Clasificarea triunghiurilor. Și facem o acoladă așa. Și zicem 1. După laturi. După laturi întâlnim trei categorii de triunghiuri. Deci clasificarea triunghiurilor. Poți spune după laturi? Da, te rog. Să scrii și fetele. Deci clasificarea triunghiurilor. Am spus mai întâi după laturi. Și după laturi avem. Triunghiul oarecare. Triunghiul oarecare, da? Triunghiul. Oarecare. Avem triunghiul isoșel. O secundă. Da, triunghiul oarecare înseamnă că nicio latură nu e egală cu alta. Toate laturile sunt diferite. Da. Deci toate laturile diferite. Punem în paranteză. Toate laturile diferite. Triunghi
Da, poate la altele diferite. Și desenăm unul. Vedeți? Latura asta nu e cât asta, nici cât asta. Toate sunt diferite. O altă categorie... Isoscel. 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 Ce are un triunghi isoscel? Numai două laturi egale. Două laturi egale. Da? Isoscel, în paranteză, două laturi egale. Și... Deci are două laturi egale. Uite așa, trebuie să-l vedem. Și unghiurile, și unghiurile astea de aici, la bază, sunt egale. Deci are două laturi egale și unghiurile de la baza asta sunt egale. Da? Da. Și ascuțite, da. Obligatoriu. Da. Deci astea egale nu sunt drepte. Că dacă ar fi două unghiuri drepte, ia gândiți-vă, când aș duce drept și drept în partea asta, nu s-ar mai intervi. Da? Deci de aceea trebuie să fie unghiuri ascuțite. Da. Alo. Publicitate. Alo, da? Adevărat că am venit. Sărut, doamna măicuță. Eu sunt într-o lecție, sunt în direct la TV, la televiziune acum. TV. La... Dar dacă e o întrebare scurtă, vă răspund. Păi, stați o secundă. Știu, cel de la Tecuci. Am vorbit cu Măicuța. Așa. Eu cum aflu cum am o comandă, vă țin cont de Sfinția voastră și rezolvăm. Deci acum clipa asta nu am. Nu am așa. Dar cum aflu, cum vă spun? Îi mai păstrăm și îi vindem. Îi dăm. În mod sigur. Dacă îi mai aveți, când eu am comanda și vă și sun. Știu povestea aceeași, povestea am și eu peste tot supraaglomerații. Dar cum apare o situație, cum vă spun? Eu am afișul pe internet și cum apare, vă și spun. Deci în jur, șase aveți dumneavoastră, nu? Așa. Până în alta îi transvazați. Știți? Și ca să-i dați drumul să se dezvolte și atunci când vine persoana, rezolvăm. Să arăt unui amulțumesc. Doamne ajută! Și mai ești și triunghiul echi. Așa. Deci triunghi isoscel cu două laturi egale. Da? Și triunghi echilateral. Și triunghi echilateral. Toate laturile egale. Triunghi. Echilateral. Adică? Echilateral. Egale toate laturile, da? Triunghi echilateral cu laturi, toate laturile egale. Toate laturile egale. În paranteză scris toate laturile egale. Egale. Toate laturile egale. Ei, trebuie să-l vedeți așa. Triunghiul echilateral, cam așa îl vedeam. Da. Da? Toate laturile egale. Și ce mai are el foarte important de știut? Are toate unghiurile? Are toate unghiurile... Ascuțite. Egale. Toate unghiurile egale. Și ascuțite. Și fac de 60 de grade fiecare. Când total unghiurile unui triunghi sunt de 180. Și 180 împărțit. 180. Împărțit la 3, 180 împărțit la 3, fac 60 de grade. 60 de grade. Deci toate unghiurile astea sunt egale și sunt de 60 de grade. 60 grade. Da? Sunt foarte important. Desenează și tu asta, te rog. Da, tot ce am făcut aici, desenează și tu. Deci triunghiul are care un model acolo. Triunghiul isoscelul. Da? Deci la 1, 2 și la 3 echilateral. Iar acum, cea de-a doua calitate sau după unghiuri. Deci mai putem împărți triunghiurile după unghiuri. Poate să-mi spun eu?
după unghiuri. Aici iarăși de trei categorii interlinii. Ok, ascuțit unghic. Deci, triunghi ascuțit unghic, în toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade, da? Deci, ascuțit unghic. Optus unghic. Și stunghic. Și dreptunghic. Ascuțit unghic. În paranteză, toate unghiurile. Ascuțite. Unghiurile. Mai mici de 90 de grade. Mai mici de 90 de grade, da? Apoi, dreptunghice. Dreptunghic, ca să le luăm așa, mic, la mare, da? Da. Dreptunghice. Adică cu toate laturile, cu toate unghiile. Dreptunghice înseamnă cu un unghi drept. Un unghi drept. Dreptunghic, da? Deci un singur unghi drept. Un unghi de 90 de grade. Și mai avem și optuzunghi. Și o a treia categorie, optuzunghi. 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 Cu un unghi mai mare de 90 de grade. Deci pentru triunghiul ascuțit unghic, care ar fi triunghiul ascuțit unghic? Acela în care toate unghiurile sunt mai mici decât 90 de grade. Unghi, triunghi dreptunghic, așa trebuie să fie, cu un unghi de 90 de grade. Și optuzunghic, un triunghi care are un unghi mai mare de 90 de grade. Da? Un unghi mai mare de 90 de grade. Da? Trei categorii. Deci, încă o dată, clasificarea triunghiurilor, după cine și după cine? Noi după laturi și după unghiuri. Deci după laturi și după unghiuri. Da. Când zicem după laturi, ne gândim numai la laturi. Și poate să fie de asta oarecare cu toate laturile diferite, să aibă numai două laturi isoscel, sau să aibă toate trei laturile egale. Și atunci e echilateral. Deci, oarecare, isoscel și echilateral, da? Oarecare, isoscel și echilateral. După unghiuri. Ascuțit unghic, când toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade, da. Drept unghic, când unghi de 90 de grade, și optuzunghic cu un unghi peste 90 de grade, da. Mai mare de 90 de grade. Bun, iată că am trecut în revistă toate problemele acestea, de la triunghi, da? Triunghiuri, după laturi și după unghiuri le clasificăm. După laturi, Ștefania, zile și tu odată, după laturi avem. După laturi avem triunghi oarecare, triunghi isoscel și triunghi echilateral. Echilateral. Deci oarecare, isoscel, echilateral. Și după unghiuri? Triunghi ascuțit unghic, dreptunghic, optuzunghic. Ascuțit unghic, toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade. Dreptunghic, un singur unghi de 90 de grade. Și optuzunghic, un singur unghi mai mare de 90 de grade. La dreptunghi. Ce este dreptunghiul? Este un patrulater, care e patru lateri, așa zice. E un patrulater, da. Care are laturile opuse paralele două câte două și egale. Da. Astea opuse paralele și egale. Da? Paralele, Ștefania. Paralele și egale. Și are toate unghiurile de 90 de grade. Corect. Da? Și toate unghiurile de 90 de grade. Pentru că și paralelogramul, și paralelogramul are laturile opuse. Ăsta paralele două câte două și congruente și egale. Paralele și egale. Dar nu de 90 de grade. Dar nu are unghi de 90, toate unghiurile 90 de grade, niciun unghi nu e de 90 de grade. Pătrat. Și proful, la dreptunghi se mai poate spune că nu are niciun unghi ascuțit și nu are niciun unghi obtuz. Obtuz, da? Niciun unghi obtuz. Optuzunghic, ce înseamnă triunghi? Optuzunghic, se acordă. Da. Unghiul este obtuz. Unghiul este obtuz, da? Dar triunghiul este, vorbim de triunghi optuzunghic, da? Care are un unghi obtuz. Deci, reluăm. Dreptunghiul, ce are Ștefania? Are patru laturi și patru unghiuri. Da? Patru laturi, patru unghiuri. De 90 de grade. Dar toate unghiurile de 90 de grade. Și laturile opuse, ăsta două câte două, adică astea mai două. Mult de... Deci laturile opuse, cum sunt astea două?
sunt paralele. Uite că nu da, sunt paralele. Și egale. Da. Deci sunt paralele și egale. Și restelate la fel sunt. Da. Deci de aceea spune laturile opuse, paralele și egale, două câte două. Da. Da? Deci, care sunt calitățile noi mea unei dreptunghi? Calitățile. Ce este așa, ca cu limbajul tău, cu cuvintele tale vorbește, ce este dreptunghiul? Are laturile de 90 de grade. Nu laturile. Are unghiurile de 90 de grade și... Laturile opuse. Laturile opuse. Cum sunt? Paralele, două câte două și egale. Paralele, două câte două, adică asta cu asta și asta cu asta, da? Paralele, două câte două și egale. Laturile opuse, paralele, două câte două și egale. Și mai ales, dacă vreți, diagonalele astea, egale. Deci diagonalele sunt egale. Și se și înjumătățesc. Multe proprietăți găsim. Da, da, diagonalele sunt egale. Este perfect. Deci sunt jumătăți. Adică, dacă le îndoim, nu, aia nu e axă de simetrie. Diagonala nu e axă de simetrie. Da. Da? Asta e. Ca într-un moment de lecție am vorbit de axă de simetrie, da? Da. Nu e axă de simetrie. Dar la pătrat, ce calități, Ștefania, se țizezi tu la pătrat? Da. Are laturile egale și sunt paralele. Toate sunt egale. Toate da. Sunt egale. Și toate, și două câte două sunt paralele, da. Da. Bun. Laturile sunt egale, am spus. Da, toate sunt egale, spus mai devreme. Și ce calități ai sesizat la pătrat? Unghiurile, cum sunt toate? Cum să fie, mă? De 90 de grade. Toate unghiurile sunt drepte, da? De 90 de grade. Toate unghiurile sunt drepte de 90 de grade, categoric. Și ce ai mai sesizat, totuși? Dacă ai vrea să... Despre diagonale, ce părere ai? Cum sunt diagonalele? Sunt axe de simetrie. Egale. Sunt egale și sunt și axe de simetrie, că dacă îndoi după diagonală, vârful ăsta pică aici, exact aici, da? Corect. Da? Deci... Sunt atât prima diagonală, cât și cealaltă constituie axă de simetrie, că dacă le îndoim, perfect se suprapun. Asta înseamnă, da? Și poți mai arăta o axă de simetrie. Dacă, da, mai putem găsi axă de simetrie, poftim. Da. Mai avem și la jumate. Așa, are dreptate. Că dacă îndoim după jumătate și pe partea cealaltă, deci, acelea sunt axe de simetrie. Iată câte axe de simetrie găsim. Una, două, trei, patru, da? Da, așa. Patru axe de simetrie. Dar la dreptunghi găsim vreo axe de simetrie? Da, la dreptunghi, da. Da? A, așa, o ducem exact pe la mijloc. Fă o dreaptă, ca să-ți iasă. Asta este o axă de simetrie și a două axe de simetrie. Corect, corect. La paralelogram. Ce sesizăm la paralelogram? Haideți să vedem ce proprietăți. Eu. Ștefania. Lăsăm și pe Ștefania. Ștefania a răspuns. Da? Ai zis și la tablă. Ai adăbdare. Da? Hai, te rog, Ștefania, ce-i sesizat? Are două laturile egale și paralele. Și paralele. Da? Asta și două câte două laturile opuse. Laturile opuse, să le spunem și că sunt opuse. Laturile opuse sunt paralele și egale, două câte două. Altceva, ce nu mai avea? Are unghiurile obtuze. Toate sunt obtuze? Asta, bunul e obtuz? Ce părere e asta așa? Aici e obtuz? Nu este obtuz. Dar ăsta de aici. E mai mare de 90 de grade. Deci ăsta este obtuz, iar ăsta, cum îi zicem? Ce fel de unghi? Când e mai mic decât 90 de grade. 90 de grade cam așa ar veni. Uite așa. E mai mic de 90 de grade. Că rămâne o bucată în afară. Se numește unghi? Ascuțit. Ascuțit. Deci este unghi ascuțit. N-am mai vorbit mai devreme. Unghiurile de aici. Nu, vreau să... Nu le reținem mecanic. Deci trebuie să țin. De ce ăsta e drept? Fiindcă e de 90 de grade. De ce ăsta e drept? Tot de 90 de grade. Ca la dreptunghi, vezi? De aici. Dar treiul e mai mare de 90 de grade. De ce am zis obtuz? 7 e obtuz. 6 e obtuz. 5 e ascuțit. 4 e ascuțit. Deci nu vreau să reținem mecanic, ci să ne uităm așa, cum să informăm ochiul, da?
Deci, încă o dată, ce are paralelogramul? Laturile opuse, paralele și egale, două câte două, astea două opuse, paralele și egale, două câte două, are două unghiuri opuse, ăsta și cu ăsta, unghiuri ascuțite. Unghiurile astea care sunt opuse, sunt cum egale. Deci astea două ascuțite sunt egale și astea două obtuze sunt egale. Și încă ceva. Are două diagonale. Ia uitați-vă, două diagonale are. Dar nu formează axe de simetrie. Dar nu sunt axe de simetrie, sigur că da. Are deci, o axă de simetrie. Deci are... Da. Care axă de simetrie? Ba, nu. Ba, da, pe mijloc. Așa? Dacă, dacă, dacă o ducem așa... A, nu așa, nu așa, nu așa, așa, nu așa. Așa, așa? Nu, nu așa. E paralelă? Nu, zic. Ia să vedem, cum gândești tu axa de simetrie? Nu se poate face și așa? Axa de simetrie trebuie să treacă prin punctul de intersecție al diagonalelor, ca altfel. A. Deci, așa. Deci, paralele cu astea, da? Așa ar fi. Așa. Ia să vedem dacă așa este. Ia să vedem dacă am îndoi după asta. Am făcut, dar eu nu știu când am făcut odată cu... Așa am mai făcut. Nu e adevărat. Deci, uite, dacă îndoim după asta... Adică nu are nicio axă de simetrie. Nicio axă de simetrie. Da, cum? Deci nu are nicio axă. Cum se întâmplă la dreptunghi? Trapezul, da. La trapez? Da, ia corect, să vedem. E corect. Trapezul isoscel. Numai el are o... Ia să vedem. Ia să vedem un trapezul. Isoscel. Așa. Aproximativ. Trebuie să fie asta cât asta și la fel înclinată, da? Cam așa să zicem. Cum ai făcut-o după asta, cam așa să zicem. E bine, ce părere ai? Care ar fi axa de simetrie? Pe la, pe la mijloc, nu? Asta așa să te gândești. Mijlocul bazei mari, mijlocul bazei mici. Și dacă îndoim, dacă îndoim așa, asta ajunge aici, asta ajunge aici, linia asta peste asta altă, da? Deci numai trapezul isoscel admite o axă de simetrie. Numai trapezul isoscel. El a avut dreptate aici, numai trapezul isoscel. O altă axă de simetrie, dacă am încercat-o așa, nu, când îndoim... Da, asta, celălalt, da? Mai mare sigur că da. Asta e mai mare decât asta altă și nu mai se suprapune. Bun. Încă o dată, hai să recapitulăm la paralelogram, Stefania. Ce povești ai tu despre paralelogram? Ce poți să spui? Că are două laturi, două câte două laturi egale și paralele. Da, laturile opuse. Laturile opuse sunt egale și paralele. Are două unghiuri ascuțite și două unghiuri obtuse. Deci două unghiuri obtuse și două unghiuri ascuțite. Și ele sunt și egale. Da. Și n-are unghiul de 90 de grade. Și n-are niciun unghi de 90 de grade. A, da. Are numai ascuțite și 80. Atât? Nu. Deci nu are niciun unghi drept. Dar putem desena un trapez, nu. Și nu are nicio axă de simetrie. Și nu are nicio axă de simetrie. Deci n-are niciun unghi drept și n-are nicio axă de simetrie, da? Nicio axă de simetrie. Ne cumva cineva la asta 11 pe primele, Alessio? Alessio, da. Da. Ăsta. Da, știu, știu. Așa să... Uite, acum, aș vrea să desenez figura asta. Spuneți-mi ce este așa ceva. Se numește se numește poligon. Nu, se numește trapez. Da, trapez. Pentru că are două laturi paralele, alea două opuse. Da, nu am cum să fie trapez. Da, nu fie așa. Păi este trapez, numai că se numește trapez dreptunghic. Firele de trapez dreptunghic. Dacă n-ar fi avut... Trapez, hai să zicem trapez, desenați și voi. Trapez dreptunghic. Trapez dreptunghic. Ca și cum ar putea fi asta jumătatea. Până acolo e jumătatea. Dintr-un trapez, poate fi. Da. Da, m-am gândit și eu la asta. Dar are două laturi paralele. Important că are două laturi paralele, da? Și are două neparalele. Astea două sunt neparalele. Dar fiindcă formează două unghiuri drepte, se numește trapez dreptunghic. Da? Trapez dreptunghic. Bun. Am povestit așa mai multe lucruri despre cine? Despre triunghi am vorbit. Triunghiul,
cum se clasifică triunghiul după laturi, după unghiuri. Am mai vorbit despre celelalte figuri, dreptunghiul, pătratul, paralelogramul, rombul, da? Le-am amintit pe toate. Bun. Acum haideți să mai mergem mai departe. Și să vedem ce anume mai avem de vorbit aici la tema ta, Ștefania. Tu, Ștefania, o să, nu? Când mergi la școală, mâine o să ai mai multe informații decât colegii tăi. Și la fel și, la fel și tu. Și voi doi, nu? Despre triunghi. Ștefi, tema? A zis că asta nu e tema. E suplimentar. Da, bine. Dar ce am făcut noi până acum? Deci am făcut unul. Avem și noi. Aveți și voi o problemă? Da, da. Mai interesant, că sunt întrebări. Aici, la partea asta, da? Eu le-am desenat. Desenați o linie frântă închisă care are două unghiuri ascuțite și două unghiuri obtuze. Da. Păi, care are două unghiuri ascuțite, ce este figura asta? Tu ai desenat-o sau era eu. Desenată? Eu. Tu ai desenat-o. Da. Cum se numește figura asta care are două unghiuri ascuțite și unghiuri obtuze? Care? Asta, uitați așa, figura asta, care are două unghiuri ascuțite și două unghiuri obtuze. Uitați așa, cum se numește figura asta? Trapez. Da? N-am vorbit mai devreme? Trapez. Deci uitați cum se cheamă. Da? Uitați așa, trapez. Da, deci trapez ăsta. Trapez. Desenați o linie care are două unghiuri ascuțite și două unghiuri obtuze. Desenați o linie frântă închisă care are două unghiuri drepte și un unghi ascuțit și un unghi obtuz. Cum se numește figura asta care are două unghiuri drepte, un unghi ascuțit și un obtuz? Cum se numește figura asta? Trapez. Așa, trapez. L-am desfăzut. Trapez dreptunghic. Da. Da? Trapez dreptunghic. Câte drepte pot trece printr-un singur punct? Uitați, printr-un singur punct. Ăsta e un punct. Câte drepte pot să treacă printr-un singur punct? Voi ce părere aveți? Una? Mai pot duce vreo dreaptă? Printr-un singur punct? Da. Uite alta. Da. Și mai pot duce? Da. Da. Și alta. Și alta. Și câte pot duce? Câte puncte? Și așa. Și așa. Și câte pot duce? Sigur că da, o infinitate. Foarte multe. Nu mai termin de dus. Deci nu mai termin, nu pot să, nu vreau să le faci pe toate. Știi de ce nu vreau să le faci pe toate? Că nu mai termin lecția asta nici. Deci, o infinitate de drepte. Dar prin două puncte distincte. Dacă am două puncte așa distincte, câte drepte pot duce? Ca să treacă prin ambele? Prin ambele, da. Nu, doar una. Una și numai una. Deci una și numai una. Nu voi putem duce mai multe. Deci scrieți chestia asta. Foarte important. Foarte, dar foarte important. Tot una. Depinde dacă, cum sunt ele. Dacă sunt așezate. Cum sunt așezate. Deci prin două puncte distincte, scrieți și voi. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Nu două, nu trei, una și numai una. Da? Una și numai una. Deci prin două puncte distincte trece o dreaptă, una și numai una. Cum am zis că se numește figura asta? Trapez dreptunghi. Așa, trapez dreptunghi. Corect. Bine. Câte drepte paralele se pot duce printr-un singur punct la o dreaptă dată? Deci, am o dreaptă, ia uitați copii, am o dreaptă și un punct exterior. Câte drepte pot duce prin punctul ăsta, dar să fie paralele cu asta? Paralelă? Da. Ce înseamnă paralelă? Două drepte care nu se întâlnesc niciodată. Care nu se întâlnesc niciodată. Una o am. Cum pot să duc eu pe aici o dreaptă să fie paralelă? Adică să nu se întâlnească niciodată. Știu eu. Niciodată. Câte drepte pot să duc? Una. 7, 9. Una. Două. Trei. Una. Una și numai una. Deci
printr-un punct exterior unei drepte, trece o dreaptă și numai una paralelă cu acea dreaptă, da? Să scriem și cuvânteaua la chestia asta. Printr-un punct exterior unei drepte, printr-un punct exterior unei drepte, se poate duce o singură paralelă la dreapta aceea. Una și numai una. Da? Printr-un punct exterior unei drepte, se poate duce o singură paralelă la dreapta respectivă. Una și numai una. Se poate determina lungimea unei drepte? Nu. A unei drepte nu, dreapta e infinită. Așa. Deci, o dreaptă nu putem, da, nu putem spune că dreapta are atâția metri, atâția numai kilometri. Numai la segment, poți spune. Numai la segment, dar la semidreaptă. La semidreaptă nu poți, nici de aia. Semidreaptă ce înseamnă? Are o origine, nu? Dar în partea asta nu se mai termină. Da. Deci, puteți să notați, la dreaptă și la semidreaptă, nu putem, la dreaptă și la semidreaptă, nu putem determina lungimea. Da. Nu putem. Și de aceea noi în clasă, poți să zicem aici? Da. Noi în clasă, ca să știe... făceam puncte. Da, făceam. Ca să semnificăm, să punem în evidență că nu se mai termine, da? A, așa. Și în partea asta, altă la fel, da? Puncte, că ea este fără... Mai aveți vreo... Ce? Anume, dacă... O tablă. Ca să mă întreb, dacă mai am o tablă, ca să duc el mai încolo, și dacă te duci mai încolo, mă întreb de o altă tablă și de o altă tablă, nu? Deci, practic, nu terminăm de trasat dreapta niciodată. Desenați două drepte concurente, astfel încât se formeze două unghiuri ascuțite și două unghiuri obtuse. Obtuse și ascuțite. Deci, desenați două drepte... Dar facem noi, da. Să desenăm două drepte care au două unghiuri ascuțite și două unghiuri obtuse. Concurente. Ce înseamnă concurente? Concurente înseamnă să se întâlnească undeva. Deci concurente. Desenați două drepte concurente, adică să se intersecteze, să treacă printr-un punct, să facă două unghiuri ascuțite și două unghiuri obtuse. Ascuțite și obtuse, da, paralelogramul. Deci să desenăm două drepte. Atât. Doar două. Deci două drepte care se formeze două unghiuri ascuțite și două unghiuri... Pe rând? Nu, în același timp. Cum? Ai lasă-mă! Vă spun și eu, vreau să vă dovedesc, știi, de ce? Eu ți-arăt desenul. Uitați așa. Una. Se poate. Și două. Astea două sunt ascuțite. Da. Și astea două sunt obtuse. Am uitat. Da? Am desenat două drepte concurente. Desenați și voi. Da? Care fac unghiul 1, 1. Da? De aceeași măsură. Și 2, 2. Două obtuse. Două sunt ascuțite și două sunt obtuse. Da. Desenați un triunghi cu două unghiuri ascuțite și un unghi drept. Să desenăm un triunghi care să aibă două unghiuri ascuțite și un unghi drept. Asta se numește șoștel. Nu, stai. Deci, două... Unghiuri ascuțite și unul drept. Și unul drept. Cum se numește triunghiul care are un... Cum? Dacă are un unghi drept, mă. Deci, două... Dacă... Unghiuri ascuțite și unul drept. Dacă are un singur unghi drept, e că nu se știe. Uite că are... Dreptunghi. Dacă are un unghi drept... Deci, dacă are un unghi drept, e dreptunghi. N-am vorbit așa. Ba da, e acolo. Deci, ăsta este triunghiul pe care ni l-a cerut. Acum, desenați un triunghi dreptunghic isoscel. Să desenăm un triunghi? Dreptunghic isoscel. Deci să fie și dreptunghic și isoscel. În același timp. Și isoscel, da.
dreptunghic și isă. Adică cu două laturi, un oricum. Nu e adevărat. Este o triunghi specială. Dreptunghic. E dreptunghic înseamnă ce? Ce? Adică dacă să aibă... Un unghi drept, nu? Cum ai notat. Îl știu eu. Deci are un triunghi. Și să aibă două laturi egale. Și triunghi să fie. Să fie triunghi. Un triunghi. Ăla de pe tablă. Păi este dreptunghic, dar n-are două laturi egale. Nu există. Isoscelul, prof. Care două, numai isoscelul are două laturi egale. Păi isoscelul, dar să fie și dreptunghic și isoscel. Păi dreptunghic cu isoscel. Să-l facem noi la cap. Da, să-l... Îl fac eu. Poftim. Să văd eu ce. Deci trebuie să aibă. Trebuie să fie dreptunghic isoscel. Ok. Ok. Dreptunghic. Să aibă unui drept. Păi da. Vedeți? Asta e... Care cu care? Care cu care? Asta cu asta. Care? Niciodată. Niciodată asta. A, da, da, da. Stați să măsurăm. Aceea? Ok. Așa, da. Alea două le poți face. Deci așa, da. Deci acele două care formează unghiul drept pot să-i dea egale și de ce se numește dreptunghic, care nu-i drept, și isoscel. Asta e cât asta. Deci triunghi dreptunghic și isoscel, acesta este, da? Triunghi dreptunghic și isoscel. Eu l-am făcut. Da, așa este. Deci triunghi dreptunghic și isoscel, triunghiul acesta este făcut de... Mine. Rike. De Noemi. Noemi, data viitoare. Da. Data viitoare facem. Deci dreptunghi și isoscel. Vreau un triunghi optuzunghic isoscel. Un triunghi optuzunghic isoscel. Ce va trebui să aibă isoscel, ce spune? Două laturi egale. Două laturi egale. Mie, chemi un fătul, îl fac. Da, trebuie să uitați mai... Să mi-l fac drept. Deci să fie un triunghi optuzunghic isoscel. Păi, dar trebuie să măsoară, dar unde are o linie? Ce se măsoară? Care? Astea două care formează unghii, da? A, așa. Iată una. Ia uite, uite că te-a ajutat. Te-a salvat. Păi, hai să facem unghii, dar. Așa. Să le iei de măsură cât e linia ta, da? Da. Ca să nu stai să măsoare. E linia mea. Deci, în clipa asta e linia lui, că o are în mână. Da. Așa. Și asta este un triunghi, cum observați. Isoscel că a pus două laturi egale și optuzunghic. Nu așa cum e la tine? Da. De ce? Că tu n-ai unghiul optuz. Da. Da? Deci optuzunghic și isoscel. Da? Nici acum nu e optuz. Asta este mai mare decât 90 de grade. Uite, el a plecat cu o latură și a făcut deschizătura asta mai mare. Uitați, el asta face. Unghiul ăsta e mai mare de 90 de grade. Mi-a mai dat unul că îl fac. Așa, ăla e optuzunghic isoscel. Da? Optuzunghic isoscel. Optuzunghic isoscel. Foarte tare. Vreau un triunghi... Lipisim de bancă, lipisim de bancă. Vreau un triunghi... optuzunghic, echilateral. Optuzunghic. Optuzunghic, echilateral. Mulțumesc. Vreau eu. Păi, da. Optuzunghic. Pot eu? Da. Pot eu? Ia să vedem cum face el, că sunt și eu curios. Una o luat-o. 17 cm, ca să știți telespectatorilor. Deci, optuzunghic. O, nu, trebuie să faci la 16. Asta e o matematică în creierul meu. Mi-e greu și mie să nu vezi. 16 ori 2 la 8. Da. Optuzunghic isoscel, atenție! Poți să fac eu? Ia să vedem. Optuzunghic. Deci, nu știu ce. Ca să trag linii, ca să fiu. Ia uitați ce șmecherie, pare. Da, și-a jumătatea.
jumătatea, așa, ca să fac unghi obtus, dar fii atent, tot atât de lungă cât latura. Uh-huh. Deci, poate. Obtus unghic. Și cum ai zis după? Echilateral? Echilateral. Obtus unghic, echilateral. Echi cu toate laturile. Echi, toate laturile egale. Echi, latura aia mică este cât toate de jos? E imposibil, atunci. Știu eu. Ia să vedem noi, Emei. Deci, obtus unghic, un triunghi, obtus unghic. Deci, el, ai depus armele, n-ai reușit să faci. Da. Vezi tu ce rezolvă noi, Emei, acum, problema. Da? Legăm. Deci, un triunghi, obtus unghic, triunghi, obtus unghic, echilateral. Așa. Da, fă-l și mai lung cât vrei tu, de două ori. Deci aici 17, ca să fie par. Mi-e dă 24, ca să știm. 24 de 20. Hai de 20. Așa. Deci, Riche, puneți minte la treabă. E posibil? Nu-i posibil? Și demonstrează de ce nu-i posibil. Avem o problemă acum de rezolvat. Nu? Păi, nu este... nu este posibil datorită faptului că atunci, dacă ne-am duce la jumătatea lui, dacă ne-am duce, de exemplu, dacă am venit cu o linie așa și i-am găsit jumătatea, să spunem că e pe aici, n-avem cum să facem liniile exact, egale cu... Nu avem cum să facem un triunghi echilateral obtus unghic, pentru că asta ar însemna ca astea două, nu știu cum să facem, să fie mai... Nu e posibil. Nu se poate. Posibil, nu se poate. Da. Argumentează. Ok, pentru că dacă am venit exact, dacă am venit ca celelalte laturi ale triunghiului să fie egale cu aceasta de jos, ar veni un unghi ascuțit. Și avem cum să facem. Deci, o observație ar fi așa. Dacă latura asta e mai mică, și unghiul ăsta e mai mic. Latura asta, dacă e mai mare, și unghiul ăsta e mai mare. E vorba de un unghi obtus, care e mai mult de un drept, are cea mai mare latură. Nu se poate. Lasă să vedem ce faci noi, mică. Am un ceste, de rest, dai seama că nu e, n-aș pus ceste. Deci tu pleci să fie isoscel, nu? Deci care unghiu să fie? Care... Eu l-am făcut de 30 acum. Ce anume ai făcut de 30? Fac treaba de rost. 30. Dar să fii și obtus unghii. Da. Deci să fii și obtus unghii povestea. V-am spus. Dacă să fii și obtus unghii, cum facem noi? Obtus unghii de treaba? E că pe linia asta e mică. Dar din cauza linii tu crezi? Noemi, hai să ne imaginăm că te-ai dus așa și ai făcut-o cât să fie, cât asta, nu? Da. Și acum când închizi pe partea asta, ca să fie, să fie echilateral, toate laturile trebuie să fie egale, da? Da, sunt egale, să zicem. Bun, toate sunt egale. Ei, cum să fie obtus unghic? Să fac aici, nu, trebuie să iei... E obtus unghic. Nu, trebuie să fie, nu mai mare decât 90 de grade. Bine, atunci, să zice că asta e... Dar la echilateral ce am zis eu, că toate unghiurile de câte grade sunt? Copii, la echilateral... La echilateral, cât am spus că sunt toate unghiurile? Uitați-vă, la echilateral, toate unghiurile cât am spus? De câte grade? De 60 de grade. Imposibil. Deci, poate să fie obtus unghii și cum, când toate unghiurile sunt mari de 60 de grade. Imposibil. V-am făcut combinația imposibilă, da? Deci spunem ați acolo. Am greșit, da. Spuneți așa. Proful a greșit. Da. Triunghiul. Nu există triunghi. Echilateral, obtus unghic. Da? Nu există triunghi echilateral, obtus unghic. Da? Da. Nu există triunghi echilateral, obtus unghic. Și acum îl motivați de ce. Într-un triunghi echilateral, deci nu există triunghi echilateral, obtus unghic. Da? Datorită nu există.
pasibă. Și în paranteză spuneți, în triunghiul echilateral, sunt toate unghiurile sunt de 60 de grade. Deci nu? Toate unghiurile sunt egale și de 60 de grade. Ne mai dați una, vreau și eu să fac un desen. Înțați, dar una bună, nu mai mea. Adică care nu să nu ia. Nu, dați-ne grupul de ca eu să pot avea argumente. A, tu argumentezi și eu fac desenul. Eu sunt argumente. Un triunghi, vreau un triunghi dreptunghic, deci, dreptunghic, isosceal. Dreptunghic. Isosceal. Dreptunghic. Isosceal. Dreptunghic. Și isosceal. N-am mai făcut o dată? A făcut Ricky? Dreptunghic? Asta se zice că sunt egale? Așa! Deci dreptunghic, da, puțin mai... deci să aibă un unghi de 90 de grade, ăsta, și astea două egale, da? Da. Întrebarea mea, câte grade are unghiul ăsta, câte grade are ăsta? Ăsta are 60 de grade. 60? Și ăsta la tot 60, da? Da? 60 cu 60? 120. Și cu 90? 120 cu 90 și 210. Deci... 210, da. 210. Da. Oricât am zis că e suma unghiilor în 180 de grade. 180 de grade. Deci toate unghiile adunate sunt 180 de grade. Deci 90 de grade minus 180 de grade ne dă... Băi, 180 de grade, 180 minus 90. Ah, da, 90, 90 în 45 de grade are. Da, 45. Așa este? Da. De da. Ce? De ce spune un Ștefan ea 45? Împreună toate unghiurile, cât am zis că au toate unghiurile? 180. 180 minus 90, minus ăsta, 180 minus 90, egal cu? 90. 90 de grade. Astea... Egal, 90... egal cu 90 de grade, nu? Da, egal cu 180. 180 minus 90 egal cu 90 de grade. Da. Și acum, fiindcă sunt egale, 90 împărțit la 2. E 57. Da? 90 împărțit la 2. Pentru egal că cu... 90 de grade ar însemna 45. Ambele unghiuri egale. Pardon, ambele unghiuri adunate. Da, ambele unghiuri adunate și cum sunt și egale, deci iată câte lucruri frumoase am descoperit. Da. Rămânem, mergem la acum. Rămânem pentru data viitoare. Putem face o pauză? O mică pauză. Numai... A revedere.